În această seară aș dori să introduc un subiect din nou care mi se pare potrivit pentru ora profetică în care trăim și de aceea am intitulat acest subiect Matrix va fi învins. Doresc să introduc acest subiect cu o declarație din Ieremia, capitolul 39, versetul 17. Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul, și nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi. Ce verset din Scriptură ar putea reflecta realitatea zilelor în care trăim mai bine decât această declarație din Ieremia 39 cu 17? Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul, și nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi. Ziua aceea, care este povestită, comentată de foarte multe ori în Scriptură, în diferite locuri, în diferite spectre istorice, a sosit. Ziua aceea este aici, dragii mei prieteni, și nu vei cădea sub sabie, ci viața îți va fi prada ta de război, pentru că ai avut încredere în mine, zice Domnul. Ca să putem supraviețui în societatea în care trăim, avem datoria de a ne încrede în Dumnezeu, detrimental la tot ce vedem și tot ce auzim. Deși vremea, din punct de vedere profetic, vremea din punct de vedere spiritual, este destul de caustică, agresivă, neprietenoasă. O declarație a unui autor destul de inspirat ne spunea undeva în 1854, imaginați-vă, suntem aproape de sfârșitul zilei pentru a ne mai hrăni cu lapte sau pentru a nu fi obișnuiți cu hrană tare, nu? Dacă cei care au primit adevărul de o lună sau două, sau sunt noi în credință, zic eu, care sunt pe punctul de a intra în timpul strâmtorării, așa cum n-a mai fost niciodată pe pământul acesta, nu? Și nu pot suferi adevărul direct sau nu pot îndura hrana tare ca să poată să meargă pe calea cea dreaptă, cum vor sta în marea zi a bătăliei? Nu se mai poate avea încredere nimeni. Reconsider declarația din Ieremia, capitolul 39, versetul 18, unde ni se spune: te voi scăpa și nu vei cădea sub sabie, ci viața îți va fi prada ta de război, pentru că ai avut încredere în mine, zice Domnul. O altă declarație a acestui respectat autor de carte ne confirmă realitatea corupției generale la nivel planetar într-o declarație din manuscrit Rilist, volumul 3, pagina 38. Raportul decăderii din marile noastre orașe nu poate fi înregistrat de pana omenească. Lupta politică, luarea de mită, frauda se văd la tot pasul. Se pare că oamenii sunt hotărâți să fie să conducă, fie să distrugă sau să nimicească. În continuare ni se spune: acești oameni care sunt hotărâți să distrugă, ei sunt gata să-i maltrateze și chiar să-i omoare pe cei care nu doresc să fie conduși de ei. Cine se poate îndoi că relele care au existat înainte de potop există și astăzi? Dragii mei prieteni, nu am niciun dubiu cu privire la faptul că cei care conduc astăzi lumea doresc să ne conducă cu forța, iar dacă noi nu vom supune conștiința noastră acestor oameni cu minți corupte, ci ne vom păstra inima și cugetul curat de a-i sluji lui Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, prin intermediul minunat al Fiului Său, Domnul Iisus Hristos, acești oameni nu vor avea nicio ezitare și probabil că niciun proces de conștiință pentru a ne omorâ. Probabil că este una din profesiile sau performanțele pe care le produc cei care ajung inchizitori cu voie sau fără de voie. Plăcerea, banul, bogăția nu le sunt suficiente. Doresc controlul total asupra minților noastre. Există o declarație interesantă în 1975 făcută de domnul fost secretar de stat Henry Kissinger, Seattle Post Intelligence. Națiunea noastră este îndatorată în mod special să joace un rol creativ și decisiv în noua ordine care ia formă ca o imagine a fiarei, nu? Ia formă ca o imagine a fiarei, ca o icoană a fiarei în jurul nostru. În Apocalipsa, capitolul 13, fiara a doua face o icoană, pictează, creează o icoană care proporțional, gradual, ia forma unei noi ordini. Undeva în Adelaide, la Convention Center, un politician australian, textul este preluat, bineînțeles,
povestea sau interpreta, traducea declarația domnului George Bush Senior în 1992 va necesita o reorientare profundă a resurselor financiare, iar această reorientare profundă va fi integrată în luarea deciziilor individuale și colective. Moderatorul de la televiziunea CNN îl întreabă pe domnul Bill Gates, următoarea pandemie? Spuneți următoarea pandemie, va mai fi o pandemie? Zice, aș numi această pandemie sau aș adresa această pandemie într-un mod diferit pentru că este generată de alte forme de virus, auziți? Dar de asemenea va exista un focar surpriză, iar cea mai mare parte a muncii care trebuie să o facem pentru a fi pregătiți pentru pandemia numărul 2, această pandemie ne va ieși în față sau ne va tăia calea, spunea domnul Bill Gates. Deci iată că aici avem două declarații interesante. Va fi o pandemie surpriză și nu va mai fi o pandemie de gen COVID, spune că alte forme de virus. Dragii mei prieteni, nu știu de unde știe el cu cei de unde vine pandemia asta, cum stăpânește el virusul sau virusii diferiți, cum îi știe că vin, de unde vin, din nord, din est, din sud. Toate acestea mi se par atât de trase de păr, prieteni, în contextul acestor declarații. Domnul Klaus Schwab spune, nu suntem suficient de atenți. We don't pay sufficient attention. El recunoaște că va mai veni a doua pandemie care va fi teribilă și ca să punem cireașa pe tort, domnul Yusuf Harari spune asistăm la sfârșitul erei umane așa cum o știm noi, the end of human era as we know it. Așa că în contextul acesta, domnul Antonio Fauci, vedeta crizei globale din anii 20-21-22, anticipa un lucru similar. Fauci prezice un alt focar de coronavirus în toamnă cu o finalitate foarte diferită. Deci de data aceasta, deși oamenii vor purta sau nu vor purta mască, deși oamenii vor socializa sau nu vor socializa, se pare că rezultatele unei astfel de pandemii va fi foarte diferite. Folosind alt virus sau apărând alți virus, de unde nu știm de unde vin ăștia, dar ei știu, aceasta va produce o rată de mortalitate, zic eu, considerabilă. M-a sunat cineva din Germania și m-a întrebat, dom'le, ce cu saci ăștia? Peste tot vedem containere pline cu saci pentru adulți și așa mai departe, se distribuie în toată Germania. Dom'le, nu știu că nu sunt din Germania. Când colo dau de o chestie care și la noi în Statele Unite, opa, hai că și aici se distribuie saci de cadavre. Unde i-or duce, ce-or face cu ei, dacă pozele astea sunt adevărate sau declarațiile sunt adevărate, Dumnezeu știe. Însă e frământare în lume. Există, din nou, apelez la o declarație destul de respectabilă a acestui autor de carte în Marea Luptă sau Tragedia Veacurilor, în care ni se spun următoarele. Scopul Marelui Răsculat a fost totdeauna să se îndreptățească și să dovedească faptul că guvernarea divină este răspunzătoare de toată răzvrătirea lui. În scopul acesta a folosit toată puterea minții lui. Nu cred că există o brilianță, o excelență a unei declarații atât de inteligente ca aceasta, dragii mei prieteni. Deci scopul este acela să dovedească că guvernarea divină, adică Dumnezeu, este răspunzător de apariția răului prin consecința apariției răsculării lui. Dragii mei prieteni, în continuare, declarația este foarte interesantă. A lucrat în mod premeditat și sistematic. Asta este lucrarea întunericului, nu așa cum mi se spune în Scriptură. A lucrat în mod premeditat, cu bună știință că face rău, a lucrat sistematic, adică prin sistemele de guvernare care astăzi conduc lumea, deci n-a lucrat dezorganizat, a lucrat sistematic, nu? Mărșăluind împreună, ascultând de vocea întunericului și, ce spune Pana Inspirată, au obținut un succes uimitor. Nici ei nu s-așteptau că noi, omenirea, vom capitula atât de repede în fața dorințelor obsesive, isterice, a unor oameni bolnavi la minte. Conducând, atenție, spune Pana Inspirată, Marea Luptă, mulțimi uriașe să primească versiunea
lui cu privire la Marea Luptă. Deci suntem într-un conflict, suntem într-o criză, din 2020 încoace se întreabă cine este țapul ispășitor, o grupă de oameni dă vina pe altă grupă de oameni. Deci societatea este polarizată, societatea este împărțită și ce interesant este că timp de mii de ani întunericul, acest șef, atenție, al conspirației a așezat minciuna în locul adevărului. N-avem cum să ieșim, n-avem cum să fugim. Sunt convins că sunt creștini de modă bună, sunt creștini de modă nouă, sunt creștini de vreme bună pe pământul acesta care cântă și suspină și se bucură în timpul verii, iar când vine persecuția, când vine iarna, acești creștini se dau cu cei mai tari și renunță la cruce, renunță la valorile care practic le oferă identitatea cerului. Acest șef al conspirației a așezat minciuna în locul adevărului. Din nefericire, dragii mei prieteni, nu mă surprinde faptul că lumea a primit minciuna în locul adevărului. Mă surprinde faptul că, virgulă, creștinii preferă să accepte minciuna în locul adevărului, în momente de criză, în momente de bătălie. Deci cine este șeful conspirației? Creștinii care rămân pe poziția respectului față de legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci și a credinței în Domnul Hristos, ei sunt conspiraționiștii? Sau conspirația este produsă de acest mare răsculător, despre care Dumnezeu ne spune foarte clar, acest șef al conspirației a așezat minciuna în locul adevărului. Prieteni, aici suntem, aici trăim, acestea sunt circumstanțele, acestea sunt zilele în care noi ne frământăm pe ce cărare să o luăm. Ieremia ne spune foarte clar, revizuiesc cele două versete din capitolul 39, versetul 17 și versetul 18. Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul, nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi, te voi scăpa și nu vei cădea sub sabie, căci viața îți va fi prada ta de război, pentru că ai avut încredere în mine, zice Domnul. Deci, dragii mei prieteni, cu toată buna cuviință, cu toate bunele intenții ale Tatălui nostru din ceruri, își vor scăpa viața numai aceia care și-au pus încrederea în Dumnezeu, în mine, zice Domnul, și nu și-au pus încrederea în oameni, nu și-au pus încrederea în sisteme, nu și-au pus încrederea în instituții politice, sociale sau religioase. Și-au pus încrederea strict în Dumnezeu, care le va spune la un moment dat atât de clar, ia-o la dreapta, ia-o la stânga, așa cum spune textul din Pana Inspirată, îngerii lui Dumnezeu va călăuzi pe popor cu mișcări directe și nu se va putea suferi nicio greșeală sau nicio eroare din partea poporului Dumnezeu fără ca viața lor să nu fie periclitată. De aceea, singura ieșire din acest mare colaps este ascultarea sau încrederea în Dumnezeu. Matrix-ul, acest uzurbator care este șeful conspirației conspiraționiștilor, se va prăbuși. Matrix-ul va fi învins, va pierde lupta. Iar în marea luptă între bine și rău, Matrix-ul va fi distrus pentru totdeauna în mod irreversibil. Iar cei care au avut încredere în Dumnezeu se vor bucura de viață, se vor bucura numai de viață aici pe pământul acesta. Se vor bucura de viață veșnică. Există o altă declarație care ne spune din nou, a venit vremea. Dar acum a venit timpul când rebeliunea trebuie să fie înfrântă până la urmă. Deci iată, dragii mei, că Matrix-ul va trebui să fie distrus. Iar istoria și caracterul marelui rebel, șeful întunericului, șeful conspirației, caracterul acestuia va fi demascat. În ultimul său efort uriaș de a-l detrona pe Hristos, de a distruge pe poporul său, de a pune stăpânire pe cetatea lui Dumnezeu, arhiamăgitorul a fost demascat definitiv. Aceia care s-au unit cu el văd înfrângerea totală a cauzei lui. Urmașii lui Hristos și îngerii credincioși văd întinderea vastă a intrigilor lui împotriva guvernării lui Dumnezeu. El devine obiectul repulsiei generale. Aceasta va fi finalul, acesta
acesta va fi sfârșitul Matrixului, care este practic hegemonia Întunericului, este sistemul Întunericului, rebeliunii cosmice. Dragii mei prieteni, acest text se aplică după 1000 de ani, când șeful conspirațiunii va minți pe oamenii care sunt înviați pentru judecata zilelor de apoi, că el este autorul învierilor și că proprietatea lui este acest Ierusalim, această cetate frumoasă care se vede la orizont. Dar din nefericire pentru el și fericire pentru noi, pentru poporul lui Dumnezeu, caracterul lui va fi demascat și pentru ultima oară, minciuna acestuia va fi prezentată clar pe îndelete tuturor oamenilor. Repet declarația pe care o făcuse mai înainte cu privire la starea generală a lumii. Lupta politică, luarea de mită, frauda, se văd la tot pasul, se pare că oamenii sunt hotărâți fie să conducă, fie să distrugă. Ca să finalizez ideea cu privire la ultimile frământări, doamna guvernator din New York face o declarație foarte, foarte interesantă pe care doresc să o împărtășesc cu dumneavoastră, septembrie 13, 2023. Ce ne spunea doamna guvernator la un microfon frumos, privilegiata, alintata, conducătoare a unuia dintre cele mai, zic eu, comuniste, socialiste, în ghilimele democrate, state ale țării noastre. Și vestea cea bună vine chiar la momentul potrivit. Ai nu mai spune. Chiar la momentul în care ea începe să vorbească la microfon, tocmai termină de vorbit cu FDA. Zice, și vestea bună vine chiar la momentul potrivit, echipa mea și cu mine tocmai am terminat convorbirea cu FDA, confirmând că vaccinul COVID, noul vaccin COVID, că ăla nu mai e bun, este pe drum spre New York. Deci nu mai contează dacă ai fost vaccinat până acum. Iată bomba bombelor. Nu mai contează dacă ai fost vaccinat până acum. Păi, din 2020 până în 2022, ne-am spus că vom avea viață veșnică dacă primim chestia asta, acest ser experimental, și că nu ne mai atinge nicio boală niciodată, că suntem beton pentru toate. Iată că acum ne spune că tot COVID-ul acesta, tot această formă bizară de virus care nici măcar n-a fost oprită, în ciuda faptului că, mă rog, un procentaj alarmant din societatea umană s-a conformat, totuși de data aceasta vine și ne spune un adevăr, bă, v-am mințit. Adică nu mai contează dacă ați fost vaccinați până acum. Schimbăm narativul și vreau să vă spunem, încetează să te mai măgulești cu asta. Sunt vaccinat și pe mine nu mă atinge nicio boală. Vă mulțumim că v-ați vaccinat în trecut, dar asta nu vă mai protejează astăzi. Și iată că doamna guvernatoare de la New York vine și ne spune cu foarte mare nonșalanță, băieți, oameni, v-am mințit. Deci nu mai contează dacă ai fost vaccinat până acum. Încetează să te mai măgulești cu asta. Vă mulțumim că v-ați vaccinat în trecut, dar asta nu vă protejează, nu vă mai protejează astăzi. Trebuie să știți asta, trebuie să recunoașteți acest adevăr, să-l acceptați, nu? Nu aveți imunitate construită în timp. Cetățenii New Yorkului, vaccinați-vă. Aceasta este de departe cel mai bun mod de a vă proteja pe dumneavoastră și pe cei din jur. Bine, pe asta o știam, că ne-am mai spus-o și data trecută, trebuie să ne vaccinăm ca să nu moară bunica. Și suntem inteligenți, suntem rezistenți, ne protejăm unii pe alții, asta ne-au spus-o și atunci și iată că nu mai e valabilă. Am făcut asta din 2020. Nu există niciun motiv să ne oprim acum. Păi dacă tot am început să ne băgăm la mașina de cusut și din 2020 ne tot inoculăm, hai să o ținem tot așa, hai să mergem mereu, până la infinit. 6 luni este vârsta de la care se poate primi vaccinul. Apare prematur, într-adevăr, dar copiii primesc vaccinul de la naștere, deci se poate. Și iată ce spune în continuare, și cred că asta mi se pare destul de grotesc, femeia asta vorbește într-un limbaj de gen Matrix. Nu-ți lăsa copilul într-un loc rece și întunecat. Să fie unul care se află într-un loc rece, întunecat, îngrozitor, necunoscut de ei, înfricoșător pentru copilul tău? Gândește-te la ei și vaccinează-i. Gândește-te la copilul tău și vaccinează-l. Copiii nu se pot proteja, nu au de ales. Ei se bazează pe părinții lor să facă ceea ce
Trebuie. Dragii mei prieteni, iată-ne în fața unei realități. Nu-ți lăsa copilul să fie într-un loc rece, întunecat, îngrozitor, necunoscut de ei, înfricoșitor pentru copilul tău. De unde scot ei declarațiile astea? Mi se pare destul de horror declarația aceasta, dragii mei prieteni. De unde le scoate femeia asta? Nu știu. Adică ce vrea să spună cu nu-ți lăsa copilul să fie într-un loc rece, întunecat, îngrozitor, necunoscut de ei sau de el, înfricoșitor pentru copilul tău? Gândește-te la ei sau la el și vaccinează. Copiii nu se pot proteja. Dragii mei prieteni, eu cred că ăsta este un limbaj super de gen Matrix. Dar Domnul Hristos ne spune, dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul, și nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi și nu vei cădea sub sabie, ci viața îți va fi pradă de război pentru că ai avut încredere în mine, zice Domnul. Dragii mei prieteni, în această seară vă las cu aceste două versete de meditație din Ieremia 39, care cad ca un pansament pe sufletul și pe inima noastră, care ne hrănesc cu speranță și ne reorientează privirea către Tatăl nostru din ceruri și către Domnul nostru Iisus Hristos. Să știți că oamenii au lăsat garda jos și de data aceasta va fi o puzderie de oameni care vor muri. Eram în 2001 în Canada când a fost acel outburst, acea explozie de SARS și mi-aduc aminte că în Toronto, în regiunea Ontario, au făcut un lanț spitalicesc, patru spitale s-au unit ca să poată să oprească acest virus. Dragii mei prieteni, au murit oameni, au murit doctori, au murit asistente medicale, au murit oameni de bine. Vreau să concluzionez. Poate știința să facă bine? Da, știința poate să facă bine și știința poate să facă și rău. Știința n-are minte. Știința este un instrument în mâna oamenilor buni sau știința poate fi un instrument în mâna oamenilor răi. Așa cum un inginer poate să fie un om cu morală sau poate să fie un bețivan. Așa cum un preot poate să fie un om consacrat sau un pastor credincios slujbei lui, sau poate să fie un om corupt moral și așa mai departe. Așa e posibil ca un om de știință să fie un om cu teamă de Dumnezeu, un om cu conștiință, sau un om de știință care dorește să se îmbogățească repede și atunci falsifică rapoarte și oferă narativul de care oamenii politici au nevoie. Tot așa un doctor poate să fie un om de calitate, cu teamă de Dumnezeu și cu o altă ținută morală, sau unul care, din nefericire, este tentat mai mult sau mai puțin de bani. Noi nu suntem aici ca să judecăm pe oameni cine e, cum, ce fel. Dar ceea ce este foarte important pentru noi, prieteni, este ca în această seară să înțelegem că avem nevoie să ne încredem în Dumnezeu. Și încrezându-ne în Dumnezeu, alegând drumul pustiei, este singura șansă ca noi să putem scăpa. Ce s-a întâmplat în izbucnirea virusului SARS, care era mult mai agresiv decât ce s-a văzut în treaba cu COVID-ul, ne pune în poziție de alarmă generală, ca să nu lăsăm garda jos și să ne încredem doar în Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, care de fapt vine în curând să distrugă toată această cacealma a Matrix-ului, toată această minciună a auto-înșelării șefului conspirației, cum spunea Pana Inspirată. Bunul Dumnezeu să ne dea speranță și să ne încredem în Domnul Hristos, să ne încredem doar în El, în Dumnezeul nostru care ne poate mântui în chip desăvârșit. Există speranță, prieteni, chiar dacă 10.000 vor cade la dreapta ta și 1.000 la stânga ta, de tine nu se vor atinge. De ce? Pentru că ai avut încredere în Dumnezeu, pentru că ai avut încredere în mine, pentru că mă iubește, zice Domnul, te voi proteja, te voi ocroti și îți voi arăta mântuirea mea. Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze în această seară, în pofida acestei vijelii, împotriva acestei grindini de informații false și de manipulări și de atacuri agresive
ale sistemului împotriva oilor fără păstori. Noi ne putem odihni în sabatul Domnului cu bucurie, cu dragoste și cu iubire față de Tatăl nostru din ceruri. Haideți să ne rugăm! Tatăl nostru care ești din ceruri, îți mulțumim în numele lui Isus pentru harul tău, pentru dragostea ta. Te rugăm să ne binecuvântezi în această seară și să ne dăruiești, Doamne, dragostea și iubirea ta. Te iubim și vrem să rămânem ai tăi pentru veșnicie. Ai milă de sufletele deznădăjduite, de oamenii singuri, de oamenii bătrâni, ai milă de copilașii noștri, ai milă de tot ce se întâmplă pe pământul acesta cu poporul tău, dăruiește-ne biruință și ajută-ne să avem încredere doar în tine. Te iubim, oftăm, dar în același timp sperăm cu ochii înlăcrimați că într-o bună zi, ochii noștri, noi, sufletele noastre, vom avea privilegiul de a vedea zâmbetul prințului vieții, fără ca să murim și fără ca să vedem moartea. Deși moartea o vedem în jurul nostru în fiecare zi și o vom vedea din ce în ce mai intensă ca prezență spre finalul acestei lumii, totuși, deși vom vedea această moarte, noi vom trăi vii doar prin harul și mila ta. Îți mulțumim pentru că ne ajuți și pentru că într-o bună zi vom avea privilegiul să spălăm picioarele Domnului Hristos cu lacrimile noastre. Te iubim, te așteptăm, ne e dor de tine, Tată. Îți mulțumim în numele lui Isus. Amin.